Salutare și bine ați venit la mine la Fabrica de Bani, eu sunt Dragoș și azi continuăm să cumpărăm acțiuni. Exact cum ați obișnuit, v-am zis că este o perioadă în care vreau să-mi cresc portofoliul și sunt foarte insistent pe treaba asta. Și hai să vedem ce cumpăr astăzi, pentru că o să cumpăr direct cu voi în momentul ăsta, e bursa deschisă și o să cumpăr chiar cu voi. Hai să vedem ce cumpăr astăzi și de ce fac chestia asta. Deși voiam să cumpăr încă de dimineață, mi-am dat seama că n-am suficient de mulți bani, mai întrebuiau mai exact, imediat vă spun, 173, deci mai întrebuia încă vreo 300 de lei, da, vreo 300 de lei, mi-am dat seama că nu am bani, m-am mai scârpinat și apun buzunare, am mai căutat, zic hai să găsim o soluție, hai să vedem ce facem, pentru că vreau să mai cumpăr și vă spun exact ce vreau să cumpăr și o să vedeți și imediat în momentele următoare, 50 de acțiuni la Banca Transilvania, da? Și am zis, hai să vedem, să nu știu ce, am făcut depunerea, destul de greu depunerea din cauza că a fost o sumă identică cu cea de vineri, așa că a trebuit să aștept până la ora asta să pot să cumpăr și acum fac și video și intrăm la cumpărare. A fost foarte stabilă piața astăzi, pe când ați văzut acum, fiți atenți. Exact acum când am să fac eu video, am mai crescut prețul la TLV, tu-i mama ia zi. Așa, hai să facem, cumpărăm până nu crește și mai mult, așa, cumpără 50 de bucăți. 50 de bucăți, undeva la 14.000 de lei, 14.008, nu este mare diferență, lansare, ordin, parola și confirmăm orderul, da, așa, s-a și confirmat, fiind lichiditate s-a și executat, așa că dăm un refresh în momentul de față și le-am cumpărat, da, 11.096 în momentul de față ca și valoare, am de gând să achiziționez și mai multe, bineînțeles că vreau să-mi solidific portofoliu și pe partea de Banca Transilvania, de partea de financiar. Dar deocamdată atâta s-a putut. Mai avem în portofoliu 765 de RON și pentru că vreau să mai acumulez totuși, deși e mică diferența totuși la Premier Energy, da? Mă uit la Premier Energy, ia să vedem unde e sus, nu, nu luăm. Așa mă gândeam, poate mai luăm și la Premier Energy, să o duc un pic mai sus, nu, mai bătăm un pic de lichiditate acolo. Că cine știe ce vremuri mai vin, H2O, iarăși 2000, aș putea să mai iau și acolo, dar mai stăm, da, și acolo cred că e destul de sus, ar fi bine, n-ar fi rău, acum e pe grafice comparativ cu perioada de când era mult mai sus, dar vreau să continui planul meu de acumulare pe TLV în primul rând, o să-mi fac un pic și calculele după ce termin video-ul ăsta, să văd dacă cumva sucoterea din târg și cu aerarea de acasă se potrivesc un pic și dacă reușesc să ajung acolo unde îmi propun cu TLV. Așa, bineînțeles că doresc și companii noi în portofoliu și o să vină momentul anul ăsta să mai adăugăm câteva companii în portofoliu, vă garantez, mă rog, sper să vină și lichiditate ca să putem să facem toate treburile care ne planificăm, da, pentru că v-am zis uneori nu merg lucrurile așa cum am planificat, de exemplu vine iarna, v-am zis, mai să fac niște investiții în fotovoltaice, stă așa în dute vino, complicat, mai trebuie făcute și chestii la casă și atunci nu pot să zic că nu mi-afectează planurile mele de investiții care sunt mărețe, da? Așa. Dar cam asta este ideea, cam asta am vrut să cumpăr astăzi, da? Ne întoarcem un pic și la dashboard, l-am actualizat și pe ăsta la zi, da? 31.000 și 36.000, undeva 17% randamentul, el mai scade acum dacă tot vin și cumpăr la prețurile de astăzi. E normal să mai scadă randamentul, dar pe totalul eu sunt mulțumit de ce a fost anul ăsta și cum a fost. Ne uităm în top, că iarăși e bătălie mare acolo în top, între mine Elementul și Walk, da? Așa, m-am depărtat un pic de Elementul, până nu vine el face vreo surpriză de aia de suce în sus. Așa, mă apropii, mai am undeva la 900 de euro până la obiectivul meu, da? Deci 91% din obiectiv realizat, da? V-am spus că cam cum văd eu lucrurile, că merg și mai am bani de încasat și astea, mai mult ca sigur, adică mâine sper la o încasare de 2000 de lei pe care să-i bag pe bursă, așa, vă spun de acum, dar eu sper, acum uneori v-am zis, lucrurile nu merg așa cum se plănuiesc, deci, cumva, cam așa arată lucrurile, mă uit și vă arăt și vouă pe ecran, 9150 ne apropiem încet încet de obiectivul de 10.000 de euro pe care le realizez anul ăsta și bineînțeles că o să am de gând să schimb un pic obiectivul către 11.000-12.000 de euro pentru că simt că e loc să mă duc și mai sus de atâta, să-mi depășesc obiectivul sau putem să facem și următoarea chestie, să las obiectivul acesta de 10.000 de euro cum l-am setat eu inițial și să văd cu cât îl depășesc, da? Deși mi se pare că, uite, da, nici la el nu se vede, 100%, anul 102%, vezi? Se vede 102%, deci e bine. Deci pot să văd cu cât la 100 îl depășesc, da? Să facem, poate și noi, ca la cincinalele alea cu Ceaușescu, da? Cu nu știu cât am depășit producția, cu nu știu cât la 100, da? Așa și noi, facem 102, facem 110%, da? Apropo de piața cripto și de investiții astea cu 100%, de așa, facem și noi, da? Nu facem 100% pe cripto, facem 100% pe economii, da? E bine și așa, nu e rău. Deci este și asta una din soluții sau o cale, da? Deci fabrica de bani, suntem pe locul 6 în continuare, dar începem să ne apropiem de Walker, da? Aici e râca mare, da? Dintre mine și el, o să vedem, mă gândesc să scot toate armele posibile și imposibile astfel încât să-l depășesc, da? Asta este un obiectiv secundar, da? Un obiectiv mai de joacă, așa, chiar dacă vedeți că eu mai glumesc, mai facem glume, mai facem chestii între noi și așa mai departe. Vă sfătuiesc întotdeauna să luați foarte în serios investițiile pe bursă sau orice tip de investiții pe care o faceți, da? Nu e... Noi încercăm să fim și mai relaxați, să mai glumim, să mai așa, dar nu înseamnă că ne jucăm cu banii noștri, da? Adică nu e nicio joacă. Competiția asta pe care o am între mine și el e doar că mă stimulează să economisez mai mult, da? Să cheltuiesc mai puțin și să am mai mulți bani de investit pe bursă, dar treburile în rest sunt foarte serioase, da? Chiar dacă noi ne războim aici așa între noi, v-am zis, războiul meu era și cu elementul, deocamdată elementul vă care am rămas mai în spate, avem pe Walca aici care merge și merge bine înainte, asta e problema cu el, că merge așa, dar și fabrica de bani trebuie să duduie, da, să îl întreacă, da, asta este obiectivul, să zicem. Da, bun, nu vreau să fie un episod prea lung, v-am zis că nici n-am stat, așa mă uit un pic pe bursă, dar o să mă mai uit și după filmare, vă dați seama, să văd ce am făcut, cum s-ar zice. Dar voi nu uitați de a subscribe la canal dacă n-ați făcut-o încă, aveți butonul de subscribe și lângă el aveți un clopoțel mic. Pipați și pe acela pentru a fi notificat de câte ori postez un clip nou. M-am zis, mă mai uit un pic pe grafice, dar nu știu ce nu intră ele aici, așa pe ecran. Mă uit un pic pe grafice să văd ce ar mai fi de luat. Mă uit, de exemplu, la TTS. Și a revenit aproape. Cineva în zona asta a putut face profit bun. Da, cine a intrat undeva în zona de gaură și acum vinde, poate să facă profit. Alții care mai au fost păsimiști poate au avut cumpărat pe aici undeva și acum au vândut când a fost la fundul găurii. Așa e viața, așa e bursa, n-avem ce să facem. Eu v-am zis că am TTS-ul pe listă și vreau să-l adaug la un moment dat. Nu e că mi-a fost frică aici, îmi strica planurile de investiții pe SNP în momentul respectiv și am zis, bă, mai lasă, da? Așa. Teraplast iarăși stă destul de bine jos și probabil ar fi un moment bun să mă uit la el și să vedem ce și cum. Oanu e și el jos. M-ul e sus ca naiba, așa, H2O. H2O ar fi următorul pentru că deja l-am în portofoliu. Deci cumva sunt mai orientat pe faptul că nu s-a dat o companie noi în portofoliu și să le solidific pe astea care le-am câteva, dar va veni momentul clar în care să și adăugăm în portofoliu, da? Ok, bun, vedem cine mai face ziua de mâine, dar până atunci nu uitați să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă, să dai like și share către alte grupuri sau pe de-ai tăi care pot fi interesați de toată treaba asta cu bursa. Îți mulțumesc încă o dată, am depășit pragul de 6500 de abonați, așa că vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat și bineînțeles ne auzim mâine cu un nou clip.